Construită în 1923, fiind o donație a familiei Sturza Cantacuzino, clădirea a intrat în renovare în urmă cu 13 ani. Timpul a trecut, iar porțiuni din imobil sunt gata să cadă. Fostul liceu de fete Sturza Cantacuzino, fostul liceu numărul 2 și actualmente corpul B al Colegiului Național Roman Vodă, e numit corpul B din 1977, moment în care s-au unificat cele două licee, liceul 1 de băieți, liceul 2 de fete. A avut o istorie, mă rog, interesantă și tulbure în ultimii ani din punctul de vedere al infrastructurii. A fost închis pentru lucrări în 1996, practic atunci au început lucrările. S-a consolidat partea pe care dumneavoastră o puteți vedea cu intrarea în curtea unde este în momentul acesta și liceul sportiv. Acolo avem în acest moment 9 săli de clasă funcționale și o cancelarie. Restul clădirii însă ar fi trebuit să intre în ceea ce numim noi stare de conservare. În jurul anilor 2000-2001, cred că 2001 este anul în care s-au făcut acolo ultimile lucrări. Când vorbesc despre stare de conservare, mă refer la faptul că o clădire la care s-au început niște lucrări și s-au întrerupt, trebuie protejată fie prin modul în care sunt puse burlanele, dacă vreți, trășinile în funcțiune, trotuarele și toate acestea pentru a evita infiltrațiile de apă, pentru că se pare că apa este cel mai mare dușman pentru clădirile aflate în situația corpului B. Proiectul de reabilitare a corpului B este finanțat din resurse de la bugetul centralizat al statului. Lucrările vor fi reluate în acest an. Noi am început demersurile pentru obținerea fondurilor în 2006 și vreau să vă spun că am obținut fonduri de mai multe ori. Într-o primă etapă s-au obținut 14 miliarde, la vremea aceea Inspectoratul Școlar a făcut licitațiile și nu s-au finalizat. Din păcate, vorbim despre anul 2006. În 2007 am reușit din nou să facem, mă rog, toate diligențele necesare obținerii fondurilor și s-au obținut bani cu care primăria, pentru că banii în 2007 au venit la nivelul primăriilor, deci primăria a desfășurat două licitații, vorbim despre proiectare și o licitație pentru execuția acoperișului. Din păcate, proiectantul a avut o viziune mai aparte în raport cu acest acoperiș, pe care la momentul acela l-a văzut ca fiind, dacă doriți, mă rog, a avut o viziune foarte modernă asupra acoperișului și a dorit un acoperiș cu ferme metalice care ar fi avut marele avantaj că pe tot spațiul acela de la mansardă se putea, mă rog, construi o sală de conferințe, deci putea fi folosit cu o șarpantă de acest tip. Proiectul inițial a suferit unele modificări, implicit costurile vor fi mai reduse. În 2008 am desfășurat din nou două licitații, pornind de la două hotărâri de guvern, prin care erau destinați corpului B, mai întâi 3 miliarde, mai întâi 2 miliarde vechi și apoi 3 miliarde 800. Deci, în total, pentru anul 2008, vorbim despre două HG-uri, în total 5 miliarde 800. Anul 2008 știți că s-a terminat într-un mod mai special, în sensul că noi am terminat toate licitațiile, am solicitat banii, dar banii au venit cu întârziere către constructori la sfârșitul anului 2008, iar acum avem marea bucurie să vă spunem că ne-au intrat banii în cont pe unul dintre cele două HG-uri, vorbim despre o sumă de 3 miliarde 800. Bani care, sigur, sunt în momentul ăsta folosiți pentru continuarea lucrărilor.
Un lucru foarte bun care s-a petrecut este faptul că domnul profesor universitar dr. Gosav a reușit împreună cu domnul primar și cu echipa domniei sale să ajungă la o soluție de compromis, să renunțe la șarpanta metalică și să rămână la ideea de a face reparații capitale la șarpanta din lemn existentă deja și, sigur, schimbarea învelitorii acoperișului de acolo. Această chestiune deblochează, într-un fel, 2 ani de probleme foarte mari acolo, pentru că consolidarea va costa mai puțin și, în general, finanțarea va fi mai puțin costisitoare, dacă vreți, pe această soluție. În prezent, în doar jumătate din corpul B al Colegiului Național Roman Vodă se desfășoară cursuri, iar cealaltă parte se află într-o stare avansată de degradare.